Ne dă detalii, bună dimineața. Acolo ai ajuns pe Autostrada Soarelui? Bună dimineața, Răzvan. Da, aici am ajuns pe Autostrada Soarelui. Vorbim astăzi despre un preparat ce provine din zona Lazio, din Italia, cu șef Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața, Sărmâna. Ce ne-ai pregătit astăzi? Înțeleg că avem un preparat nou aici pe Autostrada Soarelui. Da, avem un preparat nou, se numește Pinsa. El cred că vrea să deturneze preparatul vechi, care cu toții îl mâncăm, pizza, care este făcut dintr-un aluat mult mai apus, mult mai diferit din cel de pizza. Cel de pizza este făcut din făină standard de grâu, pe când acesta este făcut din făină din grâu spelt. Este un mix cu soia, chiar și cu orez. Și frământarea lui se face mult mai altfel. Se face chiar cum facem noi cozonacii noștri. Este foarte apos, este un blat deosebit. Unde ai descoperit acest preparat? Acest preparat l-am descoperit acum 2 ani de zile la Tutto Food. Este un târg mondial de mâncare unde vin toți din Horeca. Și acolo facem cunoștință cu mulți dintre producători și exportatori. De ce ingrediente avem nevoie? Păi pinsa putem să o facem cum dorim noi. De exemplu, noi astăzi aici am făcut o pinsa cu 4 formagii și cu câteva scalii de parmezan, roșii, sherry și busuioc. Aici avem o pinsa cu fior di latte, cu ventriciana picante și sos de roșii. Aici avem o pinsa cu fior di latte, prosciutto crudo, rucola, roșii sherry și scalii de parmigiano reggiano. Iar aici avem o pinsa vegană, veghi, spunem noi, cu busuioc, zucchini, vinete, ciupercuțe, roșii sherry. Putem face și acasă? Îmi povesteai de italieni că fac acest lucru, da, chiar acasă la ei. În această perioadă, în perioada care am trecut această grea pandemie, în Italia a luat foarte mare amploare acest aluat. Multe din marketuri și hipermarketuri comercializează acest blat prefăcut, care putem să-l luăm acasă, să punem ce dorim pe el și pe aia să-l mai băgăm la cuptor. La origine a fost o focaccia? La origine eu spun că a fost puțin mai mult decât o focaccia, pentru că știți foarte bine, focaccia putem să-i punem un parmezan sau să-i dăm un usturoi și o servim ca și pâine pentru un fel principal. Îmi povesteai de aluat. Cât îl lăsăm la dospit, nu? Minim 72 de ore dacă îl facem acasă. Minim 72 de ore, că altfel nu crește și nu ies aceste bule, pentru că el se întinde manual și se apasă cu degetele în el pentru a se face aceste goluri care sunt foarte crocante, iar îmbinate cu blatul pufos devine extraordinar. La cuptor, cât îl ținem? La cuptor depinde cât de gros și cât de mare o facem, undeva la 4-5 minute, la 300 de grade. Putem pune și lucruri dulci? Bineînțeles, putem să facem cum se face și pizza, cu sos de ciocolată, cu banane, putem să ne jucăm cu ea, putem să facem cum vrem. De asta putem să o și luăm acasă, să ne o facem pe gustul nostru, putem să facem cu mortadela, cu fistic, cu bufala, cum dorim noi. Aici, pe Autostrada Soarelui, vom găsi din acest weekend și un fel de petreceri, înțeleg? Povestește-mi tu pe scurt despre ce este vorba. Da, în acest weekend o să fie mai puține, dar maxim într-o lună o să facem o căsuță de poveste unde o să avem live cooking-uri în fiecare săptămână. Toți cei care pleacă sau se întorc la mare poate să intre pe ieșirea noastră de la outlet și să se bucure de preparatele noastre care le gătim împreună cu ei afară. Cătălin, îți mulțumesc mult de tot că ai fost mulțumesc în această dimineață alături de noi. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întâlnă la voi. Pinsa romana. Nu ar trebui să fie din Pisa? Pinsa? Să fie pinsa din Pisa, ca să fie și un exercițiu de dicție. Mulțumim tare mult, Flori.